Hello YouTube, bine ați revenit! Astăzi o să ne uităm la niște chestii random, o să ne uităm efectiv la toate tagurile pe care mi le-ați dat în ultima perioadă. Bine, taguri care să fie și relevante, ori amuzante, oriceva fitness related, care să poată fi explicat până la urmă urmei. Hai să vedem ce iese acum. Dacă vă place, ca de obicei, lăsați-mi like, share, subscribe, mă ajută, orice altceva în afară de asta nu mă ajută. Dacă nu vă place contentul, just fucking skip it. So, let's go. Bun, mentions and tags, hai să le luăm în ordine, să începem cu acestea. Această doamnă mi-a scris că a slăbit 20 de kilograme cu metoda postului intermitent. Da, este o metodă foarte eficientă, slăbește extrem de ușor. Din punctul meu de vedere, este cea mai bună metodă pentru a slăbi, dar și pentru sănătate, pentru că foarte mulți medici promovează postul intermitent pentru a vindeca. Foarte mulți medici n-au nici cea mai mică idee ce căcat fac. Efectiv, cei mai mulți medici n-au nici cea mai mică idee ce este nutriția. Ok, Georgiana, ne-ai convins. Foarte multe boli. Sunt sigură că foarte multe persoane o să scrie mesaje cât de mult au slăbit, pentru că nu este o metodă nouă. Hai, efectiv, scrie, postul intermitent e minune, 4 semnale exclamării, face minuni, 3 semnale exclamării, eu am slăbit 11 kg, punct. A fost atât de ușor, încă cred că aș mai putea să-l țin încă un an. 3 emojiuri de râs. How the fuck would you trust the person that wrote like this? Man, efectiv este mama cuiva, tatăl cuiva, nu știu. What the fuck? What the fuck? Însă, da, nu toată lumea o cunoaște. Cum se ține această dietă, acest post intermitent? 8 ore dintr-o zi mâncați, iar celelalte 16 ore care au rămas din ziua respectivă, nu mai mâncați nimic. Puteți singure să vă alegeți acele 8 ore. Însă... Random, alea 8 ore de noapte, gen, trăiesc ziua 16, nu mănânc nimic, dorm 8 ore, nu dorm 8 ore și mănânc. Mamă, Georgiana, păi că facem pariu că dacă îmi dai 8 ore să mănânc, mănânc mai mult decât aș mânca normal în 16, cu niște mese stabilite și un timing bun. Come on. Să ideal ar fi ca să fie cam la aceeași oră, adică dacă de astăzi te-ai hotărât să începi să mănânci de la ora 8 dimineața. Toate colegele de la birou am ținut o săptămână post intermitent. Efectiv, ăștia sunt oameni care scriu, man. E incredibil cât de mult am slăbit într-o săptămână. Cât de mult ai slăbit într-o săptămână? Cât de mult ai slăbit într-o săptămână? Dimineața și mâine să fie aproximativ aceeași oră. Încă un lucru, postul intermitent nu are nicio legătură cu postul religios. Aceasta este o dietă pentru a slăbi rapid, dar și pentru vindecarea multor boli. Eu am făcut un studiu, am ascultat foarte mulți... E ca și calul Brad Schoenfeld, man, a făcut ea un studiu. Please fucking shut me in my head. Please, just fucking kill me. Medici pe conferințe și tot... Ascultă ginecologii, medici și esteticieni. Ah, scuze, m-am putut abține. It's too funny. Toți au spus același lucru. Da, postul intermitent vindecă foarte multe boli. Această doamnă mi-a... Care boli? Ce, toate boalele le vindecă. Cu aia efectiv îmi dați tag în toate căcaturile. Nu te poți abține de la dulciuri. Nu reușești să slăbești. Vrei să renunți la țigări, alcool, droguri. Vreau să spun un mare secret. În România nu se cunoaște acest lucru. Însă în America sunt multe persoane care au folosit-o și au avut rezultate incredibile într-un timp scurt. De fiecare dată când simți nevoia să mănânci dulciuri sau să fumezi, să bei, atinge un deget curat de această... pulbere, pune-l pe limbă, apoi pe gingii, pentru ca să ajungă în corp... Coaie. Man. Tony Montana be like, oh, I'm that fucking good, yeah, I don't crave chocolate anymore. Men, nu pot să mă uit la tot, nu pot, nu cred că ai zis că glutamina trebuie să o dai pe la gingie, efectiv. Cutting calories is dangerous. And cutting calories can actually work against your fat loss goals. If you want to lose fat, you need... No, it doesn't. It fucking doesn't. ...to have a healthy metabolism.
And a lot of people don't know that some foods increase your metabolism and other foods decrease it. Here's how this not it doesn't. This works. When people No, it doesn't. No. Cut calories across the board, some of the first foods to go are often the foods that increase your metabolism the most. When you cut those foods out for too long, non există. Your body doesn't get the nutrients it needs to burn fat and your metabolism slows down. Doesn't exist, boss. Doesn't exist. Over time, it gets slower and slower and slower. This is why you used to be able to lose weight by dieting and now you can't. It's not because you're aging, it's because your metabolism is damaged. Okay, efectiv, metabolismul este cât consumi, câte calorii consumă corpul tău ca să stai, ca să existi. Efectiv, asta este metabolismul. Câte calorii consumă corpul tău ca să existi. Metabolismul bazal, rata metabolică bazală, asta este. Și metabolismul este, cum să zic, cumulul tuturor organelor tale și ale funcțiilor corpului care te țin pe tine fucking alive. Cum poți să zici că some food increase, some food decrease? M-am îngrășat 5 kg în zilele de sărbători. Această greutate în exces nu este doar grăsime, lasă-mă să-ți explic. Un kilogram de... Da, v-ați îngrășat 5 kg în 3 zile. Da, it can't be fat. Nu poți să mănânci destul. Țesut adipos înseamnă aproximativ 7700 de calorii. Adică ca să... Exact. Fix atât înseamnă, 7700 de calorii. Honor is fucking right. Te îngrași un kilogram, trebuie să mănânci 7700 de calorii surplus caloric. Să presupunem că necesarul tău de menținere este 2000 de calorii pe zi. Ca să te îngrași 5 kg în 7 zile, ar trebui să mănânci 52500 de calorii în total, adică 7500 de calorii pe zi. 7500 de calorii înseamnă un kilogram de cozonac, un kilogram de salată de băf, un kilogram salmale. Bine, astea sunt așa date din burtă, nu înseamnă chiar atât, înseamnă și mai mult. Un litru de bere și un litru de vin, adică 5 kg de alimente pe zi. Chiar dacă ai mâncat ca un porc spart de sărbători, este destul de dificil să încapă atâta mâncare în tine zilnic. Bun, și atunci de ce arată cântarul cu 5 kg mai mult? Pe lângă grăsimea acumulată, ai și retenție de apă din cauza inflamațiilor din organism. Aceste inflamații se datorează faptului că ai mâncat sau ai băut prostii, ai făcut combinații alimentare greșite sau ți-ai neglijat somnul. Recomand... Nu neapărat, se mai numește și spillover, nu trebuie neapărat să ai inflamație, dar în general, da, it comes with inflammation every time. Ca să înțelegeți, inflamația este mama tuturor boalelor. Darea mea este să ții un post de 24 de efectiv, nu tu, Hunor, n-am vrut să nu jur. Efectiv, ca să-ți revii, ține post intermitent, nu mâncam mai puțin. Ține post intermitent 24 de ore. Ești la fel, ești ca nou. Efectiv, ești ca nou. Ai ținut post intermitent, necesarul tău caloric de 2000 de calorii pe zi, tu ai mâncat 5000, ești ca nou, efectiv. Efectiv, ești ca nou. Ești ca nou. Jesus Christ. Și să revii pe traseul potrivit. Dacă nu știi ce înseamnă traseul potrivit, te-ai săturat să tot încerci de unul singur să slăbești. Ai nevoie de un plan alimentar, bine structurat, după nevoile tale? Te rog, lasă-mi coment burta jos, iar eu te voi ajuta. Ai nevoie de un plan dovedit să funcționeze? Scrie burta jos în comentarii. Vă rog să... Vedeți cât de deștept sunt. A few minutes later. Yes, that's the shit I like. Cum am fost păcăliți să credem că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei? Micul dejun nu a existat ca și practică până în anii 1800, când încet încet am început să consumăm ouă sau carne dacă a fost sacrificat un animal cu o zi înainte. Că erau oamenii vai de morților, bă băiatule. Efectiv, erau oamenii vai de morților. Efectiv, în secolul XIX nu aveau ce să mănânce, men, glumești? De-aia nu mâncau micul dejun, că n-aveau ce să mănânce. Înainte, urmând să fie introduse și celebrele cereale în 1878 de către Dr. Harvey Kellogg. Odată cu introducerea cerealelor, ideea că un mic dejun trebuie să fie, cum îi spune și numele, mic, light, și-a făcut loc în capul oamenilor, fapt ce nu a convenit industriei cărnii, mai precis cărnii de porc. Soluția? The Beechnut Company a apelat la părintele propagandei și a relațiilor publice, Edward Bernays, care este totodată și nepotul lui Sigmund Freud. Misiunea lui era simplă, aceea de a introduce baconul în micul dejun al americanilor. Bernays era astfel convins să schimbe percepția poporului cum că un mic dejun... Efectiv, am văzut-o de 10.000 de ori căcatul ăsta pe furiu și la americani. Da, man, poate fi meat, poate nu fi meat. Și so what? What's the fucking point? Nu-ți bagă nimeni bacon pe gât. Efectiv, e decizia ta dacă ales sau nu. Nu poți să zici că masele sunt controlate în contextul în care tu trăiești în România și votezi pana mea odată la 4 ani cu aceiași retardați.
Efectiv, n-ai voie să zici asta. Trebuie să fie light, impunând paradigma că micul dejun trebuie să fie consistent. Așa că a cerut opinia unui doctor angajat de The Beech Nut Company, părerea acestuia mulându-se pe misiunea pe care Bernays trebuia să o îndeplinească. Mai departe l-a rugat să întrebe încă alți colegi de breazlă dacă sunt de acord cu această opinie și 4500 de doctori au spus yes. De aceste aprobări s-a folosit Bernays mai departe pentru a demara una dintre cele mai ample campanii de marketing și propagande din lume, ce avea ca ethos micul dejun este cea mai importantă masa zilei, din care bineînțeles nu trebuie să lipsească baconul. Ca urmare, cifra de afacere a The Beech Nut Company a explodat și indoctrinarea populației a ținut până în zilele noastre. Efectiv, oamenii care iubesc intermittent fasting-ul nu pot să accepte că după 8 ore de somn te trezești în fucking catabolism. Nu este catabolism celular la nivelul celulei musculare, într-adevăr, dar poate să devină în timp. Efectiv, într-un deficit, te trezești în catabolism, mai ales dacă induci deficitul prin intermittent fasting, ceea ce toți o să facă chestia asta. N-ai cum la început. Dacă știi ce faci, n-ai cum să nu ajungi în deficit caloric băgând intermittent fasting-ul. Și te trezești în catabolism, n-ai dormit 8-9 ore și 7 ore, te trezești în catabolism, efectiv, o masă se digeră după 3 ore jumate, 4 ore jumate, maxim. Maxim. Asta nu e propagandă. Gen, intermittent fasting-ul nu e propagandă cu aia. Anti-mic dejun nu este propagandă. Mic dejun nu este propagandă, dar anti-mic dejun nu este propagandă. Explică-ne ce e aici. Mamă, unde s-a ajuns cu medicina? Este un balon gastric. Este cel mai eficient și cel mai inovativ balon gastric. Oameni buni, atenție mare, este un dispozitiv medical inovator. E o capsulă care conține, de fapt, balonul. O înghițim. Deci e foarte, foarte ușor. Nu e nevoie de anestezie generală, nu e nevoie de endoscopie. Balonul ajunge în stomac, pastila ajunge foarte ușor în stomac, din 3 înghițituri de apă ajunge în stomac. Umflăm balonul, îl umplem cu 550 de ml de lichid și așa arată. Și undeva la 4-5 luni de la plasarea balonului, membrana respectivă se dizolvă. Se elimină lichidul din balon și membrana aceea foarte fină, care încape într-o capsulă atât de mică, se elimină prin scaun. Deci nu e nevoie de încă o anestezie generală, nu e nevoie de o endoscopie, ci efectiv se elimină... Wow! Și câte kilograme? Wow! Unde a ajuns medicina? Wow! Kilograme dai în 4-5 luni. Câte kilograme dai jos? 10-15% din kilogramele pe care le ai. Iar instrument de deficit caloric. Gata, e groasă treaba, s-a terminat șmecheria, din 2023 mă apuc serios de slăbit. Am mare nevoie de ajutorul vostru, mai ales de la persoanele care au fost grase în trecut și au reușit să slăbească. Vreau să-mi scrieți în comentarii diferite tips and tricks-uri ca să pot să slăbesc într-un mod mult mai eficient. Fiți atenți că dacă nu o să-mi lăsați comentariu, eu o să rămân gras în 2023 din cauza... Efectiv, man, ce mai cringe mod de pap? Strânge engagement, doamne, cât de cringe, nu pot să cred. Nu pot să las că îmi dă strike YouTube-ul, gen, nu pot să las cu sunet. Știi cum să scap de grăsimea abdominală, dar de ce nu reușesc să scap de ea? Așa. Am eu un remediu garantat la 100%. Ți-l spun dacă urmezi cu strictețe, doar câteva picături. Podmore de albine. Tinctură de albine moarte. Ok? Întreb la apicultori, ei știu bine această tinctură, o ceri, o cumperi, faci cum știi, o găsești, că ea este, numai că nu știu toți de ea. Wow! Acum știm toți, 58.000 de oameni care au dat like și probabil nu știu vreo câteva sute de ca, nu, poate 1.000.000, acum știu și ei despre asta. Ce faci cu ea? Cum se folosește? Câte 7-10 picături într-un pahar cu apă călduță sau chiar ceai? Numai fără zahăr, mamă, efectiv sunt traduse cu aia, nici măcar nu știe română. De 3 ori pe zi, timp de o lună, de zile, poate chiar 2 luni, depinde de grăsimea de pe burtă. Depinde dacă ești obez morbid sau mai ai puțin. Aoleu. Coai, cum să fie atât de retardat? Ia uite, iau băiatul meu. Mai simplu, deficitul caloric s-a ajuns la tot ce înseamnă grăsime, zahăr în exces, mă rog. Tot ce zice acest stimat domn este adevărat. Stimă și respect, domnul doctor. 99 de like-uri. Că această foaie este un carbohidrat, da? Această blană, acest lemn este o grăsime, iar această medalie este o proteină, da? Cineva ar spune, dar cum poate să fie așa ceva? Păi, haideți să le luăm pe rând. Oh, cum se poate? Haideți să vedem. Efectiv, deci anticipez că o să zică foaia, carbohidratul, că se digeră cel mai repede, după aia grăsimea care e scândura se digeră al doilea lucru cel mai repede și ultima se digeră proteina.
Această foaie, da? De ce este un carbohidrat și care este ideea cu carbohidrații? Păi, dacă eu am nevoie de energie și folosesc această foaie, ia să vedem ce se întâmplă. Uite, îi dau așa, mă apuc, ia uite ce începe corpul uman să facă. Mamă, ia uite câtă energie dă, ia uite. Face multă energie aici, uite câtă energie dă și uite cât de repede arde. Deci, carbohidratul se arde foarte repede, ne dă energie. Adică se digeră foarte repede. Energie, dar se cam și termină repede, da? Mai departe, grăsimile, da? Grăsimile, imaginează-ți că acest lemn, dacă vreau să-i dau foc, da? Uite, hai să dau aici unde e rup special ca să fie mai ușor, da? Și mă apuc să-i dau foc așa. Eu trebuie să stau cu bricheta asta mult pe el, dar când va lua foc, da? Va începe să ardă destul de mult, poate o oră, poate două, comparativ cu acea hârtie care arde în 30 de secunde într-un minut, da? Ce comparație? Păi, dar ce zici tu, mă, de carbohidrația complexi? Ăia care au și vreo 10-12 grame de fibre pe 100 de grame. Ia zi aia, cât de repede îi folosești? Păi, dar zici că au învățat nutriție de la Herbalife, nu știu, au făcut workshop la Herbalife, nu știu ce. Păi, ce ați pățit, mă, băi? Aceea, proteina, acest metal. Păi, haide să ne gândim. E medalie de la Bahrain, dar oricum, pentru scopul nostru demonstrativ... Măresc, e bun. Măresc. Hai să vedem dacă e adevărată sau nu. Medalia asta, îți dai seama cât timp ar trebui să țin eu bricheta asta, în așa fel încât... 4 ore, boss. 4 ore se digeră vita. Cel mai lung, cea mai lungă digestie a unei proteine din carne de vită. Din carne de vită, având în vedere că nu adăugăm și o sursă de grăsimi. 4H, low fat beef, 4H, aproximativ 4H în funcție de corp. Da, între 3 ore jumate și 4H. 4H, atât. Și ce? Dacă îi mănânci pe toți odată, s-ar putea să dureze puțin mai mult. Dacă mănânci o sursă de carbohidrați rapid cu o sursă de grăsimi și cu o sursă de... Sau nu neapărat rapid, o sursă de carbohidrați care au și fibre, cu o sursă de grăsimi și o sursă de proteine, care să zicem că nu e vită, să zicem că e alt tip de carne sau, nu știu, proteină din sursă animală de origine lactată, o să duci tot acolo digestia. O să duci tot acolo digestia și ai toți macronutrienții. What's the fucking point? Să topesc această medalie și să obțin din ea energie să-mi furnizeze. M-am prins. Deci am început cu fasting, cu propaganda fasting și acum am ajuns la propaganda keto. Bun. Anticarbs. Bun. Medalia, ca și proteină, da? Proteina, ca și medalia, este ceva foarte rezistent, este ceva care ne oferă structură, este greu să arzi medalia ca să o folosești la energie. Nu, o folosești. Nu e greu. E un proces al corpului. Se numește metabolizare. Muscle protein synthesis. Se folosește. Apare la 3 ore. Greu să arzi proteina ca să o folosești la energie în timpul activității pe care tu... Greșit. Nu, o folosești. Singurul lucru, singura parte a corpului care efectiv are nevoie de glucoză tot timpul, asta având în vedere că vreți să urmați dieta keto, este creierul. Creierul se alimentează strict cu glucoză, indiferent că tu ajungi în ketoză sau nu, starea de ketoză, mâncând doar keto, o parte din proteine se va transforma în carbohidrați ca să alimenteze anumite funcții ale corpului care au nevoie de glucoză în continuare, pentru că da, au nevoie. Singura parte a corpului care nu va beneficia de glucoză este creierul. Și nu ai cum să-i dai glucoză din sintetizarea proteinei, din transformarea proteinei în carbohidrați prin procesul de ketoză. Deci, bullshit over bullshit. Mă întreabă cineva, ia-ți-o tricou pe tine, Vere. Păi nu vezi, frate, că sunt de costumul lui Adam, ești nebun la cap. Aite ce bice. Aite ce bice, psau. Caie că trică rău copilul ăsta, jur. Psam, tank, ești nebun la cap. Până la vară mă fac mai ceva ca Hulk. Ești nebun la cap, să trăiască familia mea. Să trăiască familia mea. Mor, he's wholesome. Îmi place, he's Caterinca. Hai să arăci antrenament de pie, poți face în orice sală de fitness. Întotdeauna primul exercițiu este cel cu greutăți libere. Fie împins culcat cu gan. Nu este întotdeauna primul, e întotdeauna primul că vrei tu, dar nu e întotdeauna primul. Fie fluturări, îți poți adapta singur cu ce vrei să începi. De ce încep cu greutăți libere? Pentru că ești odihnit și poți avea... Fals. ...avea control bun pe greutate. Următorul exercițiu este împins culcat... Cum poți să zici tu că ai control mai bun pe greutate pe un compound movement? Stai că face doar compound movements. Cum poți zici tu că ai mai mult control pe un compound movement când tu abia te-ai încălzit articular? Nu este mai logic că ai mai mult
control pe un compound movement după ce ai făcut un exercițiu de preepuizare, unde mai și strângi niște miofibre pe acolo? Mai recrutezi ceva? Nu? Bă, băieții ăștia nu au avut niciodată o accidentare? Bine, da, dacă lucrezi. Fii sculcat cu bara, fie înclinat, fie la banca dreaptă. Încarci bara cu discuri cât să poți să faci minim 10 repetări. Exercițiul numărul 3. Sunt fluturările la cabluri. Poți lucra de sus în jos cu target pe pectoralul inferior. Poți lucra în plan median pe pectoralul... Dacă lucrezi de sus în jos, va fi target pe zona pectoralului subclavicular, boss. Și nu există pectoral inferior, mă rog. Nu există nici pectoral median sau pectoral superior. Dar efectiv, dacă vrei să lucrezi partea de jos a pectoralului... Dați-mi un like pentru ca să vă explic. Aceasta este mișcare. Da, mă rog, poate am lipsit eu la niște cursuri de anatomie. Zic și eu, nu știu. Evident, median sau de jos în sus pentru pectoralul superior. În funcție de... Da! De exercițiile pe care le-ai făcut înainte, ultima mea recomandare este diversificată. Poate fi chest press, fluturări la pec deck, evident. Press. Ambele recomandări lucrate la aparate sau Sven Press cu o greutate mai mică. Nu cred că zis Sven Press, refuz, nu, aici s-a terminat. Dacă e proteina atacă sexul, bro, nu știu la ce proteină te referi, probabil te referi la pudra proteică. Și ca să-ți răspund la întrebare, proteina e doar un macronutrient și atât. O melodie aia se adă în spate, gen, efectiv, nu mai ai libido de la proteină și tu ești pe melodia aia, da, bro. Nu ți afectează cu nimic corpul, fără ea nu poți să supraviețuiești cum ar veni. Și pudra... Da, basically fără proteină. Proteica e făcută din caseină, dacă nu mă înșel așa, din soia și orez, dacă nu... Da, sunt multe derivate de pudră proteică, whey, adică zer, caseină, care are cea mai lungă digestie, proteină vegetală provenită din orez, mazăre, soia, mătă, toate glumele acum. Întrebare stupidă cu un răspuns foarte lung. 5 lucruri pe care nu le-aș consuma niciodată ca nutriționist. Bună doamna doctor Oana, dumneavoastră sunteți nutriționist. Ok, hai să vedem ce n-ați consuma niciodată. Alcool, ok, understandable. Sucuri carbogazoase, not understandable. Carne de porc, semi-understandable. Îndulcitori artificiali. Just get the fuck out. Mai dă una caldă, una rece, una caldă, una rece. Hey, nu like. Fast food. Ok, deci efectiv, da. Poți face un TikTok, man. Efectiv, poate să-l fac oricine, inclusiv eu. Facem un TikTok. Stăm așa pe o melodie și zic: ce nu aș consuma ca un băiat care face sală de 5 ani? Păi, nu aș consuma alcool. De ce? I don't know, n-aș consuma alcool, n-aș consuma sucuri, de ce? Nu știu, dar nu aș consuma. Apă de burtă în timp record. Ingredientele sunt: o bucată de castravete. Bun. O jumătate de ceapă albă sau roșie, mai mică. Și o jumătate de ardei verde. Ok. În continuare vom avea brânză de vaci slabă, okay, de 0,5-1%, și da, chefir sau iaurt slab. Ok. Ardeiul are calorii negative și te va ajuta să... slăbești. Castravetele are un rol alcalinizant și este extrem de benefic în asociere... Știi ce mai are rol alcalinizant? Apa, for fuck's sake, că asta e și castravetele, 70%. Ia cu brânza. Iar ceapa este faimoasă pentru rolul antifungic și antibacterian. Și să nu uităm de testosteron. Dar dacă mănâncă femeile foarte multă ceapă, ce se întâmplă? Nu e bine. Ia un gust extrem de bun acestei combinații. Amestecăm toate cele trei ingrediente împreună, după care incorporăm brânza. Atenție, aproximativ 200 de grame. Este o brânză slabă și chefirul sau iaurtul, 100-150 de mililitri. Amestec bine până obțin o compoziție omogenă. A se consuma seara la cină și o să vezi că o să țină de foame și o să te scape de burtă, garantat. Da, o combinație extrem de bună la gust, nicio relevanță cu scăpatul de burtă, zero, efectiv. Nu mă bullshit. Ultima. Eating a banana and putting a banana in a blender is two different things. Cum să nu? Când pui banana în blender, boss,
polizaharidele din banană se descompun și după ce s-au descompus polizaharidele din banană, practic în loc de 3 grame de zahăr pe 100 de grame cât avea, o să ai 30 de grame de zahăr, că gen procesul chimic de descompunere se parte în mai multe mici procese și așa se dublează, efectiv se mulțește de 10 ori numărul calorilor pe care o banană le are. No, no, that. One day I was making coconut milk. One day I said, let me put a banana in this motherfucker just to see it. Let me put a banana in this motherfucker just to see it. I'm like, damn, this is delicious. I gained weight that week. Îți vine să crezi? Am luat în greutate de la o banană băgată în shaker. Know what it was. From the banana? When you blend the From the banana? Joe Rogan era așa. From the banana? From the banana itself? Banana, it's 8 points. Because when you eat fruit, the saliva in your mouth breaks the fruit down and the digestive, the sugar are different. Singura diferență este că nu mai mestești, boss. Lasă-mă să-ți explic. Nu, bine, parcă aș vorbi direct cu el. Efectiv, singura diferență este că nu mai mestecați produsul și automat el se digeră mai repede, pentru că alimentele în general sunt mestecate mult prea puțin de oameni și atunci ele trebuie să mai stea puțin în tubul digestiv până sunt digerate efectiv. Așa, bându-ți tu bănănuța ta, o să se digere mult mai repede, mai ales că este și un carbohidrat simplu. When you bypass that enzyme in your mouth, that's nicio enzimă, stai liniștit, nicio enzimă. When you get 300 pounds like Uncle Joey. Oh, you get 300 pounds like Uncle Joey. Ăsta a fost, nu mai pot să mă uit de capul, de-aia nu mă uit, de-aia nu reacționez la multe, că nu pot, efectiv, o să mai fac lucruri de-astea în momentul când se strâng foarte multe taguri la care nu, efectiv, nu pot să fac stitch sau nu pot să fac TikTok. Mulțumesc că v-ați uitat, dacă v-a plăcut, lăsați like, share, subscribe și ne vedem data viitoare și lăsați com dacă vreți să vedeți altceva nou. Pup!